Doamne, scoate Tu din inima mea, în cuvinte clare, rugăciunea și rugămintea care mă frământă, care mă ard. Dragi părinți, dragi familiști, oameni dragi, frățiori și surioare dragi, vă rog, în genunchi, cu lacrimi vă rog, 2 săptămâni nu vă certați. Vă rog, nu vă certați 2 săptămâni, începând de mâine până la Duminica Tomii, nu vă certați. Aveți ceva grav de reproșat cuiva, notați într-un caiet, puneți la icoana Mântuitorului și de la Duminica Tomii începeți să spuneți. Din păcate, există o tradiție nefastă în neamul nostru, să ne certăm de sărbători, să ne speriem copiii, să ne nebunim viața. Atunci, sigur că sunt demonii care ne ispitesc, dar și nouă ne place odată ce se întâmplă asta. Vă rog, faceți această jertfă pentru sufletelele voastre, pentru copiii voștri, pentru Domnul nostru Isus Hristos. Nu vă certați 2 săptămâni. Nu vă certați până la Duminica Tomii. Iar cei care veți birui, s-ar putea să ridice de la voi Dumnezeu plăcerea certării cu cuvinte aspre, vulgare, cu blesteme, cu reproșuri, cu înspăimântarea copiilor și așa mai departe. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc, Doamne Iisuse Hristoase, dăruiește-ne Duhul Tău cel Sfânt ca să stăruim și noi această jertfă. Nu ne certăm 2 săptămâni. Nu ne certăm 2 săptămâni, cu mila Ta, Doamne. Mulțumim!